Titu Bojin a fost desemnat candidatul Uniunii Social-Liberale în urma sondajului efectuat de PSD și PNL pentru fotoliul de la Consiliul Județean Timiș. De aceea... Mă voi retrage din funcția de director de la Apele Române, sigur, având posibilitatea ca să rămân în continuare în sistem pentru a putea ajuta colegii în ceea ce înseamnă proiectele care sunt pornite. Decizia, spune Bojin, a venit firesc și asta pentru că liderul organizației timișene a socialdemocraților vrea să se concentreze asupra luptei politice de anul viitor. De acum, fostul președinte al administrației bazinale de apă Banat spune că va rămâne în sistem și îl va ajuta pe viitorul director să continue lucrările și proiectele începute de el.